Vreau să vă prezint, din păcate, o altă poveste cutremurătoare cu trei frățiori, niciunul mai mare de 4 ani, care locuiesc alături de părinților într-o fabrică părăsită. Se joacă numai cu jucării stricate, adunate din gunoi, mănâncă ce apucă și, speră într-o minune. Mama lor are 27 de ani, dar viața grea a îmbătrânit-o. Are 27 de ani femeia pe care o să o vedeți. Acum le aflați povestea și dacă vreți să-i ajutați, o să aflați în material și unde puteți să mergeți. Poate aveți copii și aveți jucării care nu vă mai trebuie sau haine care nu vă mai trebuie. Puteți să mergeți și să faceți un bine acestei familii. Am ajuns într-o casă desafectată. Greu. S-a întâmplat, să știți. Când am avut nici lapte și am făcut ceai cu biscuiți la fată. Mă găsesc și toate. Mă găsesc toate jucării. Marius are doar 4 anișori și singurele jucării pe care le-a avut vreodată au fost resturile pe care alții le-au aruncat la gunoi. O păpușă spartă, o mașinuță stricată, o bucată de plastic pe care un alt copil a aruncat-o. Aceeași copilărie îi așteaptă și pe frații lui mai mici, pe Sofia de 6 luni și pe Daniel Florentin de 2 ani și 7 luni. În fosta fabrică dezafectată, care le e casă de când s-au născut, nu își imaginează alt viitor. Am ajuns într-o casă desafectată. Greu. Mă găsesc toate pagunul ăsta, mă găsesc toate jucării. Este foarte greu. Lucrez cu ziua, mai strâng peturi. Deci câștig foarte puțin. Trebuie să, mai ales iarna, trebuie să car și lemne, să-mi fac și rost de lemne. Cam cât câștigați pe zi din peturi și din ce munciți dumneavoastră cu ziua? Cam 30-40 de lei. Din banii ăștia mă gândesc să fie și lapte pentru fată și pampers. Și... Ați încercat să vă angajați undeva? Da, am încercat, dar e problemă că îmi cere foarte multe acte, eu n-am bani ca să mi le fac. Mi-am pierdut și buletinul. Ca să poți ajunge în camera în care trăiește familia Bănuță, trebuie să treci prin alte încăperi reci, unde și șobolanii și-au făcut casă, încăperi cu ziduri părăsite, care stau să cadă în orice moment. Camera lor arată sărăcia lucie, cruntă. Zugrăveala pe care tatăl micuților a dat-o nu schimbă cu nimic atmosfera tristă în care, în mod normal, trei copii nu ar trebui să crească. Cum ați ajuns să stați aici? Păi, după ce am murit maica mea, pentru că mi-a murit când eram eu foarte copil. S-au judecat, să judecă în continuu pe ea, pentru că am fost mai mulți frați. După ce am cunoscut-o pe ea, eu stăteam cu chirie atunci și am cunoscut-o pe ea și... ne-am căsătorit și a rezultat copiii. Familia Bănuță se încălzește cu lemnele uscate pe care tatăl se chinuie să le găsească, mai ales acum în plină iarnă. În cameră au doar câteva lucruri primite de pomană: un televizor vechi la care copiii se uită la desene animate, o canapea pe care o întind ca să poată dormi cu toții și câteva obiecte de mobilier în care țin hăinuțele primite în dar. S-a întâmplat să aveți zile în care n-ați avut ce pune pe masă? Da. Când am avut nici lapte și am făcut ceai cu biscuiți la fată. Care este dorința dumneavoastră cea mai mare? Să am un loc stabil unde să stau, să-mi cresc copiii într-o viață normală. Pentru că în condițiile astea nu, indiferent cât aș putea eu, cât aș încerca eu să fac, nu pot să reușesc. Florentina Bănuță, mama copiilor, are 27 de ani. Viața chinuită i-a adăugat parcă alți 20 în plus. De dimineață până seara are grijă de cei mici. Le face mâncare, îi schimbă și încearcă să țină casa curată. Femeia spune că și-ar dori să meargă la muncă, dacă ar avea cu cine să lase copiii. Mă descurc și eu cum pot în casă. Aș munci. Dacă aș avea cu cine să-i lasă, să iei, mă aș duce cu mare plăcere ca să cresc. La o scară de bloc, la o mătură. În fabrica părăsită, cu ziduri reci și murdare, membrii familiei Bănuță visează la ceva ce acum li se pare imposibil de atins. O casă a lor. Ce vă doriți, doamna dumneavoastră, cel mai mult? Eu mi-aș dori o casă. Stau unde să stau copiii. Căsuță. Ce căsuță îți dorești tu? Una mică. Una mică? Da. Dar ce să aibă căsuța?
Un pat și o... un pat. O baie mică. Da. Tu ai unde să faci baie acum? Pune mama căjit apă și fac baie, dar...